ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent în timp real cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Alegerile bat la ușă, putem spune, pentru că în 9 iunie vor avea loc alegerile europarlamentare, dar și cele locale. A fost un subiect intens dezbătut, care încă nu s-a stins, pentru că în continuare sunt unele partide care nu sunt de acord cu comasarea acestor alegeri. Au fost multe discuții pe acest subiect, până una alta marile partide din România s-au înțeles într-o oarecare măsură cu privire la candidați, la cine cu cine va merge în aceste alegeri. În teritoriu lucrurile sunt puțin altfel, dacă este să ne raportăm la ceea ce declară și liderii acestor partide la nivelul județului Hunedoara. Astăzi încercăm să aflăm care este situația în ceea ce privește partidul Mișcarea Populară și în județul Hunedoara, dar și la nivel național, iar pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Viorel Arion, președintele PMP Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit! Sunteți în această perioadă și dumneavoastră și toți ceilalți lideri politici într-o situație destul de dificilă, putem spune, deși spuneți că sunteți pregătiți să atacați alegerile din acest an. Lucrurile sunt așa, sub o umbrelă destul de întunecoasă, să spunem. Sunt unele lucruri care nu vă convin, să spunem, în ceea ce privește această comasare a alegerilor și nu numai. Recent ați făcut și un memoriu către instituția prefectului, către guvern, și o să vă rog să ne explicați puțin ce anume vă nemulțumește. În primul rând, ne mulțumește faptul că s-a intervenit pe o ordonanță de urgență pusă în dezbatere publică, care a stat în dezbatere publică suficient timp ca să îi se aducă din partea publicului, din partea oamenilor propuneri de modificare, și noaptea ca hoții, vineri de 8 martie, cele două partide comasate, eu le numesc Partidul Comasat Român, pentru că este noul PCR, mai nou acest bloc politic, au decis ca în secțiile de vot să fie scoși reprezentanții Partidului Mișcarea Populară și în locul lor să intre reprezentanții minorităților, ceea ce este o absurditate, pentru că minoritățile nu au avut niciodată candidați pentru Parlamentul European, nu au nici acum, dar au reprezentanți în secțiile de vot. În timp ce un partid cu reprezentare parlamentară, europarlamentară, vă reamintesc că noi avem doi europarlamentari încă din 2019 și care sunt tot acolo, nu au plecat la nicio altă formațiune politică, Traian Băsescu și Eugen Tomah. Deci acest partid cu reprezentare europarlamentară nu va avea de drept membrii în secțiile de vot și va trebui să aștepte tragerea la sorți împreună cu Pro-România. Este o nedreptate care se face Partidului Mișcarea Populară, dar și Partidului Pro-România, și pentru asta am depus acest memoriu, sperând ca el să ajungă cât mai repede pe masa premierului și care să ia o decizie în următoarele zile. În același timp, colegii mei din conducerea centrală au depus o sesizare la Avocatul Poporului, singura instituție abilitată să atace ordonanța privind alegerile comasate, și așteptăm și de acolo un răspuns. Eu am rezerve că Partidul Comasat Român va reveni la sentimente mai bune. Vă referiți la PNL și PSD. PNL și PSD, da, pentru că de vreo câteva luni bune, frica lor cea mai mare este să nu
piardă guvernarea, deși o fac prost, deși guvernează prost, deși cresc taxe și impozite nejustificat, deși se joacă cu acțiunile la bursă în direct, totuși doresc să rămână în continuare la guvernare, să țină România la acest nivel de stagnare care este acum și în condițiile în care mai bine de două treimi din populație spun că România merge într-o direcție greșită, nu înțeleg de unde această dorință arzătoare de a rămâne sub orice formă la guvernare. În ceea ce privește lipsa PMP din secțiile de votare, de ce credeți că exact PMP nu își mai are locul aici? Ce credeți că s-a întâmplat? Le este teamă de ceva sau de ce a luat această decizie? Mișcarea Populară, în condițiile în care vă spuneați dumneavoastră, PMP zile, este reprezentat totuși în Parlamentul European. De trei ani de zile este hărțuit în mod continuu. S-a încercat inclusiv fuzionarea cu forța, să zic așa, din partea celor de la PNL, care ne-au văzut deja fuzionați cu Partidul Național Liberal. Niciunul dintre colegii mei din Consiliul Executiv Național nu a dorit acest vot, acest lucru, s-a supus la vot și s-a decis să mergem pe cont propriu și de un an și ceva suntem în discuții destul de bune cu Uniunea Salvați România și mai nou cu Forța Drepte pentru a alcătui o alternativă la ceea ce este acum stânga unită. USR, Forța Dreptei, va avea reprezentativitate în secțiile de votare? USR va avea, PMP a rămas, deci ordonanța spune că vor avea reprezentanță în secțiile de vot partidele cu grupuri parlamentare în ambele camere și aceștia sunt 5, PSD, PNL, USR, UDMR și nu știu, AUR, dacă are, urmând ca celelalte două locuri să fie acordate partidelor care au avut parlamentari, europarlamentari la alegerile din 2019. În județul Hunedoara nu este o problemă foarte mare, având în vedere că membrii în secțiile de vot din municipii și din orașe sunt mai mult decât 7, la comune este o problemă. Deci acolo în mod sigur vom avea și noi și USR-ul reprezentanți în secțiile de vot. Va fi o problemă pe comune și acesta este un aspect care ne nemulțumește pe noi cei de la PMP. Da, dar fiind în acest pol de dreapta, cumva ar trebui să aveți încredere, nu? Că, iată, aveți colegii de la USR care vor fi acolo. Sau nu este suficient? Considerați că este suficient necesar și vreau să vă aduc aminte că atunci când s-a dorit suspendarea lui Traian Băsescu, partidul lui Traian Băsescu avea un singur om în secțiile de vot și pentru asta nu s-a reușit acel demers al tot al acestor două partide, PSD și PNL. În cât timp ar trebui să primiți un răspuns la memoriul pe care l-ați transmis? Din câte știu, în 20 se judecă la Curtea Constituțională, iar guvernul ar putea să dea răspunsul foarte repede, în cursul acestei săptămâni. Credeți că veți primi un răspuns favorabil? Sincer, nu. Nu cred. La cât tupeu și la câtă nesimțire există la ora actuală în PSD, în PNL, nu cred că... Adică vor inventa alte subiecte. Mie nici acest teatru ieftin electoral pe care îl joacă pe la televiziune, bacă se înțeleg, bacă nu se înțeleg, bacă au candidat la capitală, bacă nu au, e de fapt un teatru ieftin care e destinat doar să țină atenția publică pe acest subiect pe care ei îl consideră foarte important, dar cred că mai important pentru români este ceea ce reușesc să bage în plasă când merg la magazin cu 100 de lei.
în timp ce toate taxele au crescut, în timp ce nici măcar taxa pe boală nu vor să o elimine, deși parlamentarii au votat în unanimitate eliminarea acestei taxe, iată că în continuare bolnavii de cancer, oamenii cu dizabilități, bolnavii care au nevoie de un concediu medical, sunt obligați să plătească 10% din venituri. În condițiile în care, atât cum spuneați, a fost votat acest lucru, dar în continuare... Dar nu le pasă și nu văd cum le-ar păsa de niște memorandum, deși am depus în toate județele și în toate sectoarele capitale aceste memorandum. Colegii mei, avem un grup de comunicare, au postat toate articolele din presă care au apărut în fiecare dintre județe. Așteptăm să vedem dacă în nesimțirea lor acești guvernanți vremelnici vor lua o decizie sau vor băga în seamă aceste demersuri pe care le-am făcut. Le este teamă de acest pol de dreapta? Cu siguranță că le este teamă. Să vă aduc aminte că cu aceeași aroganță a tratat polul de dreapta de la vremea respectivă Adrian Năstase. Deci tot așa mi-aduc aminte că îi trimitea pe colegii mei să-i numere ouăle și tot felul de astfel de rămas cumva în istorie acea expresie, exact. Da. Și până la urmă a pierdut. Adică cel care are ultimul cuvânt de spus în toată această, în ghilimele, armălaie politică este cel care merge la vot și care va pune ștampila. Da, îi va sancționa sau nu? Până la urmă, asta românul va decide... Da, românii vor avea multe opțiuni pe buletinele de vot. Important este să nu voteze PNL și să nu voteze PSD. Ei, acum nu suntem în campanie electorală, fiecare va vota exact ce simte și până la urmă cu cei cu care rezonează și cei care au și făcut sau fac ceva, pentru că suntem obișnuiți și în campanii să auzim foarte multe promisiuni, vom face, vom drege, doar că nu știu cât mai cred oamenii în aceste promisiuni. Ei vor să vadă exact cum spuneați, că în buzunarul lor au suficient de mulți bani încât să-și permită să trăiască totuși timp de o lună, chiar dacă salariile actualmente nu sunt la un nivel atât de ridicat. În egală măsură vorbim și de unele evenimente, cum este Bursa Locurilor de Muncă, spre exemplu. Oamenii vin, vor un loc de muncă, unii dintre ei nu au nici calificarea necesară, dar își doresc salarii foarte mari și atunci și angajatorii sunt nemulțumiți și cei care își caută un loc de muncă sunt nemulțumiți. Ideea este ce facem pentru a ne fi mai bine fiecare dintre noi până la urmă. La fel și în această situație. Mai sunt destul de puține zile, săptămâni până când va începe această bătălie electorală. Una liniștită sau una tumultoasă, domnule Arion? Nu cred că va fi deloc liniștită și eu sper din toată inima ca în 9 iunie să avem parte de o schimbare. Cred că România are nevoie de o schimbare, de o schimbare în bine și în niciun caz această schimbare nu poate veni perpetuând la guvernare aceste două partide, PSD și PNL. Noi suntem pentru o Românie modernă, pentru o Românie a bunului simț, suntem pentru o transparență a cheltuirii banilor publici. Aici e de notorietate scandalul cu acea vilă din București, pregătită, după cum spun ziariștii, pentru președintele Iohannis și culmea, imediat după ce ziariștii au sesizat aceste lucruri, lucrările de acolo au încetat. Deci toată lumea a fugit în toate colțurile ca să nu dea răspunsuri celor de la presă și celor de la opoziție.
nu este un exemplu bun pentru România. Până la urmă și banii aia sunt banii românilor și în timp ce fiecare caută să-și chivernisească puținii bani pe care îi are, să-și plătească facturile la gaz, facturile la curent, iată că alții își permit să arunce banii pe opulență, pe lux, pe desfrâu. Nu e normal, nu asta este România pe care și-o doresc românii. În timp ce unii își fac în continuare calcule cu privire la alegeri, alții par aș fi împărțit deja funcțiile, aș fi împărțit scaunele, ca să spunem așa, lucru care pentru unii dintre români este așa, cu semnul întrebării, cum deja se împart funcțiile, cine va fi ministru, cine va conduce nu știu ce instituție, e puțin ciudat în viziunea oamenilor să se întâmple acest lucru. Și eu m-am întrebat atunci de ce mai facem alegeri, dacă se poate rezolva printr-o ordonanță de urgență, să dea o ordonanță de urgență, să spună că nu mai facem alegeri și ei sunt aleși pe viață. Ne întoarcem și, în urmă cu păi mai bine pare, de 34 se pare că ne întoarcem, pentru că atitudinea asta sfidătoare la adresa alegătorului român în direcția aceea ne duce. Fiecare om se întreabă, pe bine, dacă voi știți deja cine e președinte, voi știți deja cine e prim-ministru, știți cine va fi primarul capitalei, de ce ne mai chemați la vot? Alegeți-vă între voi acolo și poate că mai punem de revoluție și schimbăm lucrurile. Din această atitudine a unor politicieni, credeți că a și scăzut interesul oamenilor față de politică, față de ceea ce se întâmplă? S-ar putea să avem o surpriză și prezența la vot să fie peste așteptări, așa cum a fost și în 2019, iar în aceste condiții rezultatele sunt imprevizibile. Este foarte posibil ca oricum această coaliție stă pe un butoi de pulbere, pentru că și a unii altora primari se ceartă la televiziune, se ceartă peste tot prin județe. Dacă rezultatele vor fi sub așteptări și nu vor scoate scorul pe care și l-au propus de 50%, toată această șandrama politică se va dărâma până în septembrie, când practic România își va alege președintele pentru următorii 10 ani. Sunt multe discuții și la nivelul județului Hunedoara între PSD, PNL, aici unde parcă lucrurile nu prea funcționează și nu știu dacă au funcționat vreodată în ceea ce îi privește. Probabil la nivel central, dacă este să ne uităm așa puțin la întregul tablou al celor două partide, au mai existat înțelegeri. Și la Consiliul Județean există o înțelegere. Niciodată colegii de la PNL nu au pus probleme, să zic, celor de la PSD, ba mai mult că au fost proiectele foarte în ultimele bune, ședințe le-au adus chiar ode și laude conducătorilor PSD. Deci pe cealaltă parte PSD ia cam tot ce poate, primari, consilieri locali, aleși locali, iar PNL stă și tace. Nu văd nicio reacție, n-am văzut nicio reacție publică pe această temă. Dimpotrivă, prin adoptarea acestei ordonanțe, se încurajează traseismul, traseism de care se pare că beneficiază doar PSD. PNL nu beneficiază de această ordonanță a traseiștilor politici. O să avem o luptă interesantă în 9 iunie și pentru președinția Consiliului Județean. Noi deja am agreat la nivelul Alianței Dreapta Unită cu cine vom ieși în aceste alegeri. Este colegul meu Robert Muji, consilier județean și care și-a propus niște proiecte foarte îndrăznețe pentru județul Hunedoara și va veni în fața hunedoreanilor să propună aceste proiecte. De cealaltă parte, evident că îi știm pe cei care candidează, Laurențiu Nistor de la PSD și actualul prefect, încă prefect Călin Petru. Va trebui să demisioneze din această funcție. Da, cu 55 de zile înainte.
Încă nu știu, sau poate nu știu eu, care sunt ceilalți candidați de la celelalte partide, dar va fi o competiție interesantă pentru un județ. Marius Mane de la AUR, care va candida pentru președinția Consiliului Județean Hunedoara. Încă se mai anunță cei care vor intra în această luptă. Da, n-am știut. Deși acum cei de la PSD sunt convinși că lucrurile vor rămâne în aceeași nuanță, să spunem așa, dacă va fi sau nu așa, hunedorenii vor fi cei care vor decide la momentul potrivit. Cu privire la aceste împrumuturi, să spunem, un primar liberal pleacă la PSD, în anii trecuți se întâmpla invers. La un moment dat, de la PSD au mai trecut la PNL. Iată că anul acesta a fost anul social-democraților din acest punct de vedere. I-am întrebat pe cei din conducerea PSD Hunedoara de ce au luat primarii de la PNL și au spus că ei nu i-au luat, ei au fost cei care au venit în echipa social-democrată la nivelul județului Hunedoara, așa că, că spuneați dumneavoastră puțin mai devreme același lucru, ei ne-au contrazis, acei primari au venit înspre ei. Ha, dar să știți că lucrurile la nivel național stau chiar mai rău decât în județul Hunedoara. În județul Buzău, chiar citam aseară o știre, toți primarii PNL au trecut la PSD. Dar ce se întâmplă, domnule Arion? Și dumneavoastră ați făcut parte din Partidul Național Liberal. Se întâmplau astfel de mișcări atât de grandioase? Deci s-a întâmplat... Ce se întâmplă cu acest partid care avea totuși o notă? Am avut doar două cazuri când, când mi-aduc eu aminte la Cerbăl. Era primar în funcție PNL și își dorea să candideze încă un membru PNL. Pe vremea aceea coaliția dintre PDL și PNL era condusă de domnul Țâmpău, poate vi-l aduceți aminte, iar domnul Țâmpău a emis, să zic așa, un principiu, acolo unde este primar în funcție nu mai candidează altcineva de la această alianță PNL care era la vremea respectivă și pentru că actualul primar și-a dorit foarte mult să candideze, a candidat la PSD și a câștigat. La fel s-a întâmplat și la Sarnise-Getuza, unde primarul în funcție, a murit, Dumnezeu să-l ierte, i-a promis viceprimarului, care era tot PNL, că nu mai candidează și lasă pe el să candideze, s-a răzgândit în ultimul moment și atunci viceprimarul a candidat de la PSD și a câștigat. Deci au fost cazuri punctuale, puține, în rest... Sunt cazuri generale, cum spuneați, și în restul țării sunt situații în care, iată, aproape toți primarii liberali au trecut la PSD. Ce se întâmplă în județul Hunedoara? Unde s-a produs ruptura și de ce? Nu știu, cred că nu există... Mă gândesc, adică... Cel mai bun răspuns poate că l-ar avea cineva din conducerea la nivel de județ a PNL-ului, dar cred că nu există suficient de comunicare, pentru că și eu am fost parlamentar și știu cum se pune problema. Primarii au niște așteptări din partea parlamentarilor care îi reprezintă. Vă dau un singur exemplu. Este și firesc până la urmă să aștepte, sau mă rog, să solicite sprijinul. Primarul de la Baru, când eram eu în Parlament, nu cerea neapărat să mă duc eu în numele lui sau să fac ceva ilegal pentru el, dar solicita o audiență la un anumit secretar de stat, la un anumit ministru. Și puteam să facilitez acest lucru și omul să se ducă să-și prezinte care este problema, care este doleanța lui, cu argumente și evident să-și rezolve acea problemă. Cred că aici nu găsesc primarii PNL înțelegere, pentru că problemele unei primării sunt deosebite de
problemele unui partid. Mai ales în această perioadă în care a fost așa un val destul de mare al proiectelor, proiecte pe fonduri europene, proiecte pe fonduri guvernamentale, iar cei care au avut așa flerul necesar au depus foarte multe proiecte, foarte multe proiecte au și câștigat, dar aici vorbim și de cofinanțări, vorbim și de anumite avize și exact cum spuneați, probabil facilitarea întâlnirii între acești primari și unii miniștri sau secretari de stat care pot să îi ajute este mai mult decât binevenită. Îmi spunea recent primarul Ovidiu Furdui de la Crișcior că la un moment dat chiar era cumva certat că a depus atât de multe proiecte chiar de către conducerea PNL Hunedoara. Da, asta nu e deloc în regulă. Dimpotrivă, un primar ar trebui încurajat să depună cât mai multe proiecte și susținut în aceste demersuri, pentru că alegătorul, omul din Comuna Crișcior, cum ați dat dumneavoastră exemplu, îl va întreba pe primar ce ai făcut în mandatul care tocmai s-a încheiat. Și atunci el se poate să spună, uite, asta. Nu am depus proiecte să nu fiu certat de conducerea partidului. Nu poate să spun așa ceva, pentru că nu ar fi credibil. Dacă v-a spus-o dumneavoastră, probabil că așa este și atunci înseamnă că ceea ce am presupus se adeverește. Nu a existat o comunicare foarte bună cu conducerea PNL și, în consecință, dacă în partea cealaltă există deschidere pentru dialog, pentru sprijin, evident că un primar pune în balanță prima dată nevoile cetățenilor lui înaintea intereselor de partid. Pentru că eu am o vorbă deasupra primarului, e doar legea. Atât timp cât respectă legea și se uită cum să rezolve problemele cetățenilor, acel primar nu poate fi pus la colț de niciun președinte de partid, fie el la nivel de județ și fie chiar și la nivel central. Pentru că el e pe picioarele lui, el e pe voturile lui, el e pe proiectele lui și partidul ar trebui să fie cel care să-i bată la ușă, să-l întrebe cu ce te mai putem ajuta, ce mai putem face pentru tine. Așa văd eu lucrurile. Da, într-o poveste așa frumos ambalată, doar că realitatea este cu totul și cu totul alta dacă ne raportăm la cele declarate de către mulți dintre primarii din județul Hunedoara, care iată au decis că nu le mai este locul în această echipă și au mers acolo unde găsesc acea înțelegere și deschidere, exact cum spuneați. Bine, primarii pe care spuneți sunt niște primari performanți, care, din câte știu eu, nu sunt, nu sunt la primul mandat și care au confirmat și în mandatele precedente că sunt primari buni. Cred că aici este durerea mare a Partidului Național Liberal, că pierde oameni buni. Că dacă ar fi unul care să fie cotat la, știu eu, locul 2-3 prin sondaje, poate că n-ar fi deranjul atât de mare, dar fiecare primar de calibrul ăsta înseamnă câteva sute sau mii de voturi pierdute în favoarea era să zic adversarului politic, în favoarea colegului de coaliție. Dar vedeți că unii lideri politici își doresc primari obedienți, primari care să spună da, așa este, aveți dreptate și cam atât. Nu cred că există genul ăsta de primari. Nu cred, pentru că și-am fost primar și... Tocmai aceia care n-au putut să facă aceste lucruri s-au retras acum. Da, dar un primar, v-am spus, e pe picioarele lui, e pe proiectele lui, e pe voturile lui, dacă le are, dacă nu le are, atunci probabil că ar trebui să aibă o asemenea atitudine, dar nu partidul este cel care îi dă voturile primarului și invers. Primarul de a trebuie să existe totuși o stabilitate și în partid pentru ca acel primar să poată să
își ducă la bun sfârșit proiectele, să poată să funcționeze și să aibă o administrație cât mai performantă. Da, eu nu știu cum se desfășoară acum lucrurile în Partidul Național Liberal. Când eu eram primar la Hunedoara și, mă rog, era cu totul și cu totul altă conducere la nivel județean, cuvântul primarilor conta foarte mult. Mai mult decât atât, eram întrebați să ori de câte ori să lua o decizie la nivel politic, atât la județ, cât și la nivel central. Le-am consultat și toate proiectele primarilor erau și pe masa președintelui Partidului Național Liberal, care știa cu exactitate fiecare ce are, ce probleme are, unde poate fi sprijinit. Dacă lucrurile s-au schimbat, nu e în regulă pentru un partid. Eu sper ca în Alianța Dreapta Unită aceste principii să le ducem mai departe, să ne respectăm așa cum o facem și acum aleșii locali, să le dăm credit, să avem încredere în ei și evident să obținem un scor care să ne mențină pe șichierul politic, să avem capacitate de negociere și evident un număr de aleși locali substanțial crescut. Și-a făcut deja și această alianță a Dreptei Unite și au făcut calculele și în județul Hunedoara veți avea candidați în toate cele 69 de unități administrativ-teritoriale, unde va fi bătălia cea mai mare din punctul dumneavoastră. Deci ca să evităm și să nu începem cu stângul, să zic așa, am avut două runde de negocieri până acum, am început negocierile pe localitățile unde nu avem aleși locali. E vorba de vreo 20 și ceva de comune, unde nici noi, nici USR-ul nu au aleși locali. Pe acelea le-am pus prima dată pe tapet și mi l-am asumat în funcție de ce potențial are fiecare, dacă îl cunoaște, dacă poate să creeze câte o organizație în localitățile respective. După care ne-am înțeles pe cele 7 orașe, pe cele 7 municipii și evident pe candidatura la Consiliul Județean. Lucrurile nu s-au definitivat, așteptăm în continuare să vină protocolul de la nivel central, de asta nici nu facem publice sau să zicem, nu ne afișăm foarte tare cu negocierile noastre, pentru că ordinea care au gândit-o conducătorii Alianței este lansarea prima dată a candidaturilor la sectoarele municipiului București, lansarea candidatului care se știe deja la primăria municipiului București, care este Nicușor Dan, după care urmează candidaturile la președințiile județenești, după care, bineînțeles, punem în practică prevederile protocolului pe care, așa cum spuneam, cred că aseară s-a discutat, îl așteptăm să vină în teritoriu. În județul Hunedoara, unele dintre cele mai râvnite primării, să spunem, sunt Deva, Hunedoara, Orăștie, principalele motoare până la urmă, pentru că există multe proiecte, au existat multe proiecte aici și multe fonduri europene și nu numai atrase. La Deva, în ceea ce privește USR-ul, și-au anunțat candidatul în persoana domnului Mara, consilier local, iar Forța Drepte vine cu Alina Mititeloae. Să înțeleg că și PMP va avea un candidat propriu pentru primăria Deva? Nu. PMP susține pe Lucian Mara, candidatul USR. Eu am stat de vorbă cu el și în particular de vreo câteva ori. Are niște proiecte foarte îndrăznețe pentru Deva, proiecte bune, zic eu, și singurul lucru care îi lipsește este notorietatea. Adică în perioada rămasă până la alegeri trebuie neapărat să se facă cunoscut cu aceste proiecte, cu ieșitul printre oameni, eu aș zice chiar și cu bătutul pe la uși, pentru că aveți și dumneavoastră această experiență și vorbiți în cunoștință de cauză.
Asta este părerea noastră. Nu este timpul prea scurt pentru a căpăta această notorietate? Timpul este scurt pentru toată lumea și noi suntem conștienți că cel mai greu lucru este să bați un primar în funcție, pentru care toate pârghile, are de partea lui notorietate, are de partea lui 4 ani în care a avut timp să-și construiască niște proiecte, dar mizăm pe câteva localități pe care nu o să le fac publice, dar unde am făcut niște măsurători și putem să câștigăm chiar și primării în județul Hunedoara. Ținta noastră, alianța. Alianța. Deci noi vrem să mergem în cât mai multe localități în alianță, doar acolo unde există divergențe care nu pot fi depășite, vom candida separat, pentru că votul politic se va contabiliza la Consiliul Județean și în momentul în care te prezinți într-o localitate, nu știu, să zicem la Dobra, cu candidat din partea fiecarei formațiuni, pentru că protocolul permite, și cu o listă comună pe județ, alegătorul va fi derutat, pentru că el va vota cu unul dintre partide și pe lista consilierilor județeni va căuta același partid. Iar așa s-a întâmplat în 2020, dacă vă aduceți aminte, când PNL-ul a făcut acea nefericită pentru ei alianță cu DMR-ul. Foarte mulți votanți care au pus ștampila pe PNL au căutat în celălalt bunătit tot PNL și nu l-au găsit. Era o alianță care nu mai știu cum se numea, dar care a scos, dacă mi-aduc aminte, chiar jumătate din numărul voturilor scoase la nivel de aleși local. Dar nu a fost o alegere prea bună atunci, da, pentru PNL cel puțin. Și încercăm să evităm această greșeală. Învățăm cu toții din greșeli până la urmă. În ceea ce privește DEVA, ne-ați lămurit. Hunedoara? Deci la Hunedoara voi candida eu, dacă nu se schimbă nimic între timp. Evident că suntem în dificultate pentru că, conform unui sondaj pe care l-am făcut în toamnă, PSD și actualul primar domină și chiarul politic, să zic, din municipiul Hunedoara, dar numărul voturilor de pe municipiul Hunedoara se va contabiliza la nivelul Consiliului Județean, unde noi estimăm că vom scoate în jur de 20.000 de voturi. Și evident, din acest depinde și de cât se vor prezenta la vot. Ne-am propus ca obiectiv minim 5 consilieri județeni. Adică sunt niște obiective realiste, nu putem să emitem foarte mari pretenții în condițiile în care, înainte de aceste migrații de la PSD la PNL, 34 de primari erau PSD și 33 parcă PNL. Acum probabil că sunt peste 40 PSD și restul rămași la PNL. Asta este de fapt și ideea pentru care ei doresc să facă aceste alegeri comasate, să maximizeze scorurile partidelor, punându-i pe primar să aducă voturi la europarlamentare. De ce vă doriți să candidați? Nu-mi doresc să candidez, chiar am zis că nu-mi doresc să, dar dacă, știți cum să spun, dacă partidul o cere și matematic putem face un rezultat bun, atunci asta este. Nu știu dacă în celelalte localități unde vom avea candidați pentru primari, oamenii vor pleca de la ideea că vor câștiga acele primării, dar asumându-și candidatura și locul întâi pe listele de aleși locali, vor maximiza șansele alianței de a scoate un scor cât mai bun. Practic, țintiți cumva către Consiliul Județean să aveți, cum spuneați mai devreme, cât mai mulți consilieri județeni. Da.
5-6 consilieri, dacă scoatem noi, probabil că va scoate și AUR. Important este să dispară acest mastodont politic care este acum la nivelul județean din 18 consilieri PSD și 7 PNL. Practic, ce-a mai rămas opoziție în Consiliul Județean sunt doi consilieri PMP și doi consilieri USR. Asta este tot ce e opoziție la acest moment. Deci hotărârile prin Consiliul Județean trec ca și tăvălugul. Nu discută nimeni, nu ridică nimeni niciun amendament. Pur și simplu e așa, ca în brânză. Vrem să spunem această posibilitate de a face aceste lucruri, nu? Da, am încercat să depunem câteva proiecte de hotărâre de Consiliul Județean, evident că nu au trecut nici măcar de secretarul general, deci de a fi avizate de secretarul general. Dar sperăm să schimbăm aceste lucruri și mai mult decât atât, eu sunt convins că candidatul Alianței Dreapta Unită, după ce va trece și acest val al alegerilor din 9 iunie, va intra în turul 2 pentru prezidențiale. Și lucrurile se vor schimba de atunci, pentru că acest candidat, odată intrat în turul 2, va și câștiga alegerile prezidențiale și atunci jocurile la parlamentare se vor face cu totul și cu totul alt mod. La prezidențiale, Alianța va avea un singur candidat? Un singur candidat. Cine este deja un lucru asumat. Nu știu, nu s-a comunicat și chiar dacă probabil la nivelul Alianței se știe, nu se face încă public. Avem practic liderii celor trei partide, nu în cărți, să spunem, și va fi ales unul dintre cei trei? Nu știu, probabil când vom ști și dacă, candidează Ciolacu, dacă candidează Ciucă, atunci va fi momentul să spunem și noi cu cine candidăm. Deci așteptați să vedeți cu cine va ieși PNL, respectiv PSD, candidat. Da, poate va fi, adică bănuiala mea este că va fi totuși un candidat comun și având în vedere că la nivel de municipiul București lupta se va polariza între stânga și dreapta și la nivel prezidențial lucrurile vor sta la fel. Lupta pentru președintele României se va polariza între stânga unită și dreapta. În ceea ce vă privește, am înțeles că veți fi candidatul pentru primăria Hunedoara, dar mai avem totuși și alegeri parlamentare. Ați fost în această postură în urmă cu câțiva ani. Vă gândiți să vă reîntoarceți în Parlamentul României? Nu mi-am pus problema asta, dar am pus problema colegilor mei din Alianța Dreapta Unită ca să mergem pe ideea asumării. Adică, de exemplu, la nivel de Consiliul Județean, actualul deputat Poliana Hanganu va fi cel care va fi printre cei care vor deschide lista. Și mai mult decât atât, împreună cu Robert Mujic s-au angajat să are, ca să zic așa, tot județul, să stea de vorbă cu cetățenii, mai ales că cele două partide au electorate diferite. Adică electoratul USR este cu preponderență un electorat urban și mai mult tânăr, în timp ce electoratul nostru sunt acei votanți al lui Băsescu, sunt oameni care sunt mai degrabă creștini democrați decât a fi de altă factură și trebuie să facem eforturi să punem aceste voturi într-un singur coș și acest coș să se numească Alianța Dreapta Unită. Da, în privința electoratului, într-adevăr, oamenii sunt destul de diferiți, cei care vă apreciază partidul pe care îl reprezentați, cei care îi apreciază pe USR. Ați găsit totuși numitor comun din moment ce ați reușit să vă așezați la aceeași masă toate cele trei partide. Da, așa este.
Așa este. Din păcate, timpul este destul de scurt. Probabil că dacă am fi avut alegeri la termen, așa cum erau ele gândite în septembrie, am fi putut să pregătim mult mai bine alegerile locale. Pentru alegerile europarlamentare ați văzut că suntem pregătiți. Am fost primii care am ieșit cu lista de candidați. Sunt acolo oameni cu experiență politică, actuali europarlamentari, actuali deputați și senatori, deci oameni care pot să reprezinte Alianța Dreapta Unită la nivel european și noi ne asumăm și ne-am asumat și până acum valorile europene, tradiția noastră de a fi europeni prin definiție, suntem pro-NATO, pro-Europa, deci aceste lucruri sunt lucruri pe care le subliniem în orice conferință de presă, întâlnire cu alegătorii sau alte întâlniri de orice fel. Suntem la final de emisiune. Dacă mai aveți ceva de adăugat, vă mai dau 20 de secunde așa în ceea ce privește perioada următoare. Da, vreau să rog pe toți cetățenii județului Hunedoara să gândească foarte bine cum vor alege în data de 9 iunie, pentru că pe de o parte vor avea stânga unită și de pe cealaltă parte dreapta unită. Oamenii vor fi cei care vor decide cu cine vor alege până la urmă să meargă mai departe. Pentru asta o să avem timp suficient în campania electorală să discutăm mai pe îndelete. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Să aveți o după masă frumoasă și rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV.